Aplicarea machiajului pe tenul gras poate fi o problemă. Doar pentru că aveți ten gras, nu înseamnă că trebuie ca machiajul să fie mereu anticipat. A ști ceea ce se potrivește tenului dumneavoastră este cel mai important lucru. Urmărind acești pași, nu veți mai avea dificultăți în aplicarea machiajului. Hidratați-vă pielea. Este un pas important pentru a nu avea surprizele unui ten uscat de cojit. Când căutați un hidratant, alegeți pe cel fără ulei sau în cantitate foarte mică. Eu folosesc și recomand Pureness Hidratant Matifiant fără ulei de la Shiseido. Așteptați 2,3 minute pentru ca hidratantul să se absoarbă în piele. Aplicați bază de machiaj înainte de a vă machia. Folosirea bazei pregătește tenul pentru aplicarea și purtarea machiajului. Eu folosesc și recomand bază perfectoare mată de la Estée Lauder. Aplicați baza cel puțin pe zonele uleioase. Zona T, frunte, nas, bărbie. Folosiți-o după curățarea tenului, dar înainte de fond de ten, pudră sau alt tip de machiaj. Nu exagerați cu aplicarea pudrei, întrucât poate eșua, mărind porii și cauzând mai mult sebum. Aplicați pudra doar pe zonele strălucitoare. Eu folosesc Bare Minerals, văl de minerale de la Bare Essentials. Puteți folosi dischete absorbante. Eu folosesc hârtie matifiantă de la Chanel. Căutați produse fără ulei. Urmăriți inscripția fără ulei atunci când doriți să achiziționați un produs de îngrijire.